Bohužel zítra na stavbě finálního Grand Prix 2012 po finálních pojedinkách. Ladies and gentlemen, it's time for finálního Grand Prix semifinal fights. The first semifinal, every pole final. Тут встречаются соперники из Молдовы и Голландии. Ladies and gentlemen, the first semifinal of Grand Prix, red corner, fighter from Moldova, Victor Kudivi! Ne pregătim pentru primul meci din semifinale. Victor Kurtis va da piept cu Leon Midema. Kurtis reprezintă Moldova, de partea cealaltă Midema a reprezentat Olandei. Avem în semifinale doi luptători moldoveni, Țuțu și Kurtis. Să vedem dacă vom avea parte de o finală 100% moldovenească. Până atunci, Kurtis și Țuțu trebuie să-și învingă adversarii din semifinale. Kurtis a avut nevoie de trei reprize să treacă de Stanislav Zanirski din Polonia, de partea cealaltă Leon Midema. Knockout în repriza a doua împotriva lui Cristian Teston. Mai odihnit un pic Leon Midema decât adversarul său și mai experimentat olandezul de origine surinameză. Leon Midema a trecut în repriza a doua prin knockout de Cristian Teston din Spania. Midema mai experimentat decât adversarul său, a strâns în această gală prin victoria împotriva lui Teston, a 21-a victorie la profesioniști pentru el. Mai odihnit, cert, decât Kurtis Victor, cei care a stat 3 runde cu Zanievski, să vedem cum va arăta această luptă între cei doi. De Clyde Petres. A ajutat în colț Leon Midema și de Romy da Silva, luptătorul britanic care a câștigat meciul de rezervă al acestei piramide. Pentru prima dată la nivel mondial organizat un Grand Prix în circuitul K1, această categorie, un Grand Prix impus
și adus în prim planul mondial de Dorin Damiro, realizatorul acestei gale. Foarte bine a început Miedema meciul. Combină foarte bine loviturile de braț cu cele de picior olandezul. De altfel, ăsta este și stilul olandez. Braț-picior, braț-picior. Și probleme pentru Curtiș, care este accidentat. Nu mai poate continua meciul. Victor Curtiș este accidentat. A încasat un low kick de la adversarul său și Curtiș este învins în câteva secunde de Leon Miedema, cel care merge mai departe în final. A câștigat foarte rapid acest meci, un knockout în câteva secunde, în prima repriză, obținut de Leon Miedema, care face un gest sportiv, îngenunchează în fața adversarului său, accidentat Victor Curtiș. Ladies and gentlemen, we are going to do is and to Grand Prix final goes the Lucrurile Leon. Victorie pentru Leon Miedema din Olanda, luptătorul cu origini surinameze, merge mai departe, avansează în finală, acolo unde poate întâlni pe Constantin Stuțu sau Ciung Nikita din Ucraina.